este inițiativa Comisiei de Învățământ a Camerei Deputaților de a populariza și de a discuta, de a aduna amendamente, eventuale păreri referitoare la noile legi ale educației, pentru că vom avea din nou două legi, ca pe vremuri, legea învățământului preuniversitar și legea învățământului universitar. Practic, s-a făcut o discuție cu toate regiunile din țară. Acum a venit rândul Galați, noi închidem astăzi această discuție care va fi cu cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar referitoare la prevederile legii. Este o lege foarte mult prelucrată de un colectiv care are la bază concepția unei României educate și în acest sens avem discuții cu colegii noștri și din învățământul preuniversitar și universitar pentru a îmbunătăți, pentru a o face mai eficient această lege și care față de alte legi să nu fie urmate de sute și mii de ordonații de urgență care sunt modifice. Practic îmi doresc din suflet, eu personal, un singur lucru, să avem o lege care într-adevăr să contribuie esențial la o Românie mai educată. Este ultima zi de dezbateri pe care le organizează Partidul Social Democrat pe marginea proiectelor de lege ale educației. Se știe deja că aceste legi au fost adoptate în ședința de guvern și de săptămâna viitoare intră în Parlament. Partidul Social Democrat a demarat o serie de consultări ample cu toate părțile interesate până la urmă de aceste proiecte de legi. Vorbim de elevi, de părinți, de studenți, de cadre didactice, de personalul didactic auxiliar, de asociații și fundații, de operatori economici care sunt implicați în învățământul tehnologic, învățământul dual, în așa fel încât să avem la momentul acesta pulsul întregii societăți asupra acestor proiecte. Parte din sugestiile și propunerile pe care le primim le vom transforma în amendamente, dar mai întâi trebuia să aflăm părerea tuturor celor care vor trebui să aplice aceste legi ale educației. Astăzi la Galați este vorba de o dezbatere organizată pentru toată regiunea de sud-est, vorbim de 6 județe, și unde sunt invitați cadre didactice, inspectori, cadre didactice din învățământul superior, sindicate, adică cât mai multe persoane care sunt direct implicate în procesul de învățământ. Practic vă și revedeți colegii. Da, mi-ar fi plăcut să-i revăd în cu totul alt context, dar e bine și așa. Este importantă pentru a reașeza învățământul românesc și educația acolo unde este locul și de a poziționa, dacă vreți, România în rândul statelor europene care au un sistem educațional consacrat, solid și bine articulat pe toate palierele. Se întâlnesc liderii din educație, profesioniști din educație și oameni care au ceva de spus în ceea ce privește acest proiect de lege și legea finală, astfel încât să dăm greutate învățământului românesc. Se întâmplă o ședință prin care încercăm să dezbatem legea educației, să vedem ce putem îmbunătăți la referitor la învățământul preuniversitar și mai ales universitar, pe care am onoarea să-l reprezint. Suntem mulțumiți că au loc astfel de întâlniri, pentru că vom încerca împreună cu colegii noștri să completăm, să îmbunătățim, să aducem ce este mai bun pentru învățământul superior românesc și pentru cel preuniversitar. Suntem onorați ca să fim gazda acestui eveniment important organizat de Camera Deputaților, organizat de Partidul Social Democrat. Așteptăm oaspeți importanți, suntem aici 6 județe și aduce tot ce e nou, tot ce dorim să schimbăm în legile învățământului, pentru că sunt probleme și dorim ca să le rezolvăm. Mulțumim frumos, nu e un premiu al lui Ionuț Puchianu, e un premiu al echipei primăriei și un premiu al orașului nostru, pentru că ușor, ușor, așa cum am mai spus și aseară, devenim un exemplu de bune practici la nivel național, lucru pe care cel mai probabil marea majoritate a celor care locuiesc în Galați acum câțiva ani de zile părea, lucrul ăsta părea așa, o himeră. Ne uitam cu jând către Cluj, către Oradea, către alte orașe, dar
uite că lucrurile încep să se întâmple și la noi în oraș. Haideți să ne referim și la legile educației. Cât de importantă este întâlnirea de astăzi pentru ceea ce se va modifica? Eu sper ca de la Galați cei ce manageriază aceste legi ale educației să plece cu niște idei demne de a fi preluate. Cu siguranță legea e perfectibilă, nu e nici pe departe perfect așa cum este ea scrisă în momentul de față. Eu sper din tot sufletul să ajungem la echilibru necesar unei educații bune pentru viitorul acestei țări, pentru că mie mi se pare că poporul român, ori într-o extremă, ori în cealaltă, ori este extrem de permisiv, ori nu mai permite absolut nimic și niciodată n-am reușit să găsim acel echilibru. Eu cred că, fiind un proiect de țară aceste legi ale educației, e nevoie de o aplicare mai atentă decât s-a realizat până în momentul de față și nu în ultimul rând să se treacă peste aceste probleme ce țin de parte politică. Dom'le, eu țin eu morțiș. De ce? Pentru că e emanația președintelui României sau pentru că e emanația președintelui Camerei Deputaților. Cred că educația noastră a poporului român e mai importantă decât absolut orice om politic din această țară și cred că legile educației trebuie să fie făcute de către profesioniști, oameni care s-au lovit de problemele acestea ale educației, oameni care sunt la firul ierbii, cum se spune, pentru că doar dumnealor vor ști cel mai bine care sunt efectiv problemele. Dacă vom lăsa în continuare să ne ghideze oameni din ministere, oameni care n-au ieșit în viața lor din birouri, cel mai probabil o să avem a nu știu câta lege a educației la fel de proastă ca și celelalte. Nu știu dacă mai aveți întrebări pentru mine, dar am să închei cel puțin bucățica aceasta de interviu prin a le da un sfat celor din ministere să nu se mai bage. Lăsați oamenii care chiar predau la catedră să facă aceste legi. Din minister, dacă n-ai profesat în viața ta, cel mai probabil lucrurile se văd cu totul și cu totul diferit. Și din păcate, optica este extrem, extrem de proastă. În ce moment al educației, aceasta este ultima întrebare, este fetița dumneavoastră, mă refer la educația de stat, bineînțeles. În momentul de față e la grădiniță. Un aspect pe care l-am spus peste tot pe unde mă duc, n-am să înțeleg niciodată și dacă ar fi după mine, dar eu sper că cel mai probabil, sigur, greșesc, să nu se țină cont de ceea ce urmează să spun, dar opinez pentru că sunt român și am opinii. Prin urmare, n-am să înțeleg niciodată de ce acum ani de zile s-a făcut o mare greșeală și s-a dat libertatea aceasta la nivelul liceelor de a-și face clase gimnaziale, clase de învățământ primar, clasa 0, mai au mâine poimne și își pun grădinițe. Închidem pe de-o parte școlile de cartier, umplem orașele de mașini, pentru că toată lumea își duce copiii cu mașini, că toată lumea vrea la nu știu care clasă și la nu știu care școală, da? Locul acesta mie mi se pare cea mai mare greșeală pe care a făcut-o sistemul de învățământ din România. Nu poți să pui în aceeași clădire un copil de 6 ani de la școala pregătitoare sau de la grupa pregătitoare lângă unul de 18 ani sau din clasa 12-a, care are cu totul și cu totul alte preocupări, da? Lumea aceea copilăriei în care se scăldau până acum copiii le-a fost bulversat. Nu ai cum de la 3 cu țigara sau eu știu cu orice altă îndeletnicire aferentă vârstei, da? Cel mai probabil bobocii dragostei se manifestă cu totul și cu totul altfel la 18 ani, altfel decât la 6 ani. Prin urmare, eu mi-aș dori ca până la momentul în care fetița mea ajunge să intre în clasa 1 sau în pregătitoare sau habar n-am ce-o mai fi până la momentul respectiv, ce clase mai inventează, eu sper din tot sufletul ca modul acesta în care copilărie era copilărie, școala primară era școală primară, liceul era liceu. Dacă ar fi să merg pe logica aceasta, i-aș da un sfat domnului rector al Universității Dunărea de Jos să înceapă și dumneavoastră să-și facă grădiniță, pentru că mi se pare logic. De ce să nu pui, de ce să te oprești doar la liceu, să nu pui copiii lângă studenți?
Cine are urechi de auzit să audă, da? Sper. Dacă mulțumim că ați reușit să veniți. Astăzi, din câte știu eu, este ultima zi în care au loc dezbaterile pe marginea proiectelor de lege ale educației. Partidul Social Democrat a organizat o serie amplă de dezbateri cu toți actorii implicați în aplicarea acestor legi. Vorbim aici de elevi, de părinți, de studenți, cadre didactice, fie că vorbim de învățământul preuniversitar, fie că vorbim de cel superior, sindicate, organizații și asociații, mediul de afaceri, parlamentari, pentru că până la urmă aceste proiecte de lege ajung în Parlament, unde vor fi dezbătute și votate. De ce s-a hotărât Partidul Social Democrat să facă aceste dezbateri? Pentru că ele nu au fost făcute de nimeni în momentul în care s-a pus problema apariției acestor noi legi. După cum bine știți, prima variantă de lege a apărut în urma promovărilor de către domnul ministru Câmpeanu. Atunci a fost o vară întreagă de așa zise dezbateri. Dezbateri care au fost formale, de fapt, deci nu s-a întâmplat nimic. Au fost primite la minister mii de sugestii, propuneri, amendamente. Poate că parte din ele au fost luate în seamă, poate că nu. Doamna ministru Deca a venit cu noile proiecte, puțin cosmetizate față de cele ale domnului ministru Câmpeanu. 10 zile de dezbateri, timp în care probabil la minister au mai venit sugestii și propuneri. Pentru că nu au fost făcute niște dezbateri în adevăratul sens al cuvântului și nu au fost solicitate toate categoriile care intră în acest joc al învățământului, atunci Partidul Social Democrat s-a hotărât să o facă. Tot ceea ce primim de la dumneavoastră va fi folosit într-o anumită măsură pentru amendarea acestor legi care deja vor fi trimise, cred că săptămâna viitoare, la Parlament. Pentru această organizare foarte amplă, complicată, Comisia de Învățământ de la Camera Deputaților a fost cea care și-a asumat misiunea de a organiza aceste dezbateri și de a strânge părerile dumneavoastră și pentru asta vreau să le mulțumesc foarte mult și vreau să-i și prezint. Este vorba de doamna deputat Natalie Totero, președinta Comisiei de Învățământ de la Camera Deputaților. Vorbim apoi de colegii noștri apreciați de la București, de la Ministerul Educației, domnul secretar de stat Antoaneta Bolkiș și domnul Florian Simță. Vă mulțumim mult că ați reușit să fiți alături de noi. Domnul Laurel Nechita, pe care cei din Galați și nu mai cred că îl cunosc, nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar vă spun totuși care este funcția dumnealui în cadrul Comisiei de Învățământ. Este vicepreședinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Domnul primar Ionuț Puchianu îl știe toate cara și nu mai. Și domnul deputat Țepeluș este secretar al Comisiei de Învățământ la Camera Deputaților. Și ca să nu mai lungim foarte mult acțiunea noastră și, de fapt, să intrăm în subiect, am să rog pe doamna președinte Natalie Totero să preia de aici discuția. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, distinsă doamnă senator, membru al comisiei care va decide asupra votului celor două legi, deci membru al Senatului României, Comisia de Învățământ, alături de Liliana Spârnea, senator de Buzău, de asemenea, care vor avea un rol extraordinar și vreau să mulțumesc colegilor și colegilor parlamentari care sunt prezenți și, bineînțeles, mulțumiri speciale domnului primar și felicitări pentru toată activitatea pe care dumneavoastră o întreprindeți și, așa cum a spus doamna senator Laura Georgescu, da, sunteți foarte cunoscut la nivel național și sunteți luat ca exemplu de bune practici. Așa că să vă dea Dumnezeu sănătate pe mai departe, să faceți lucruri minunate. Sunt constatări, nu laude.
Da, dar când vine vorba de parte politică, când ești prea lăudat, cel mai probabil cineva se va simți totuși. Da, în sensul bun, afectat, da. De asemenea, îi mulțumesc colegului vicepreședinte al Comisiei de Educație, domnului Nechita, pentru că ne este gazdă și am venit aici acasă la dumnealui și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor doamnelor, domnilor cu atribuții în domeniu, care ați venit de la mare distanță pentru ca în această dimineață să ne întâlnim. Așa cum a fost prezentat de doamna senator, față de penultima variantă, să spun așa, cea de anul trecut, când domnul Câmpeanu a prezentat-o în fața tuturor cetățenilor, adică varianta compusă din două proiecte legislative, varianta doamnei ministrul Deca a fost diferită. Știm că am primit și noi, s-au transmis foarte multe amendamente la Ministerul Educației. Din păcate, foarte multe nu au fost luate în considerare, deci doar o mică parte. Și de aceea am avut o discuție, fără să politizăm, cu conducerea Partidului Social Democrat, cu domnul președinte Ciolacu, și l-am rugat și mulțumesc că a acceptat ca de îndată ce doamna ministru prezintă cele două legi tuturor cetățenilor, să ne dea voie să avem întâlnirile pe care doamna senator le-a amintit la București, dar în egală măsură să facem și acest tur de forță, pentru că în trei zile suntem în a șasea regiune aici la dumneavoastră, dar nu contează efortul, am venit din respect pentru dumneavoastră, pentru a afla concret și am să vă rugăm să și intrăm în discuții. Dacă aveți nemulțumit asupra unor articole din lege și dacă aveți propuneri de modificare, o prezentare cu o justificare pe scurt și rugămintea mea este ca în cursul zilei de astăzi să le transmiteți în format electronic către doamna senator, ca apoi să ajungă la noi, să le centralizăm. Luni vrem să facem partea de final și apoi să avem o discuție la nivelul grupului politic pentru a vedea care dintre toate aceste sute de amendamente le ducem mai departe pe susținere. Vreau de asemenea să mulțumesc celor doi colegi, doamne Antoaneta și domnului Florian, Antoaneta Volchi și Florian Alexandru, secretar de stat, care în aceste trei zile și-au luat concediu pentru a nu fi nicio discuție. Și vreau să mulțumesc celor prezenți aici în sală, dacă sunt lideri de sindicat, reprezentanți ai părinților, mulțumesc foarte mult reprezentanți ai studenților, dacă avem și ai mediului universitar. Știu că dumneavoastră nu aveți calitate de membru de partid, dar sunteți români ca noi și vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Așa că aș ruga pe domnul primar, dacă doriți, aveți o intervenție și apoi pe dumneavoastră intrăm direct în discuții și la final intervențiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos, Natalia! Bună ziua! Bine ați venit la Galați, celor care nu sunteți din Galați. Bine ați venit și celor care sunteți din Galați și ne reîntâlnim. E a doua dezbatere la care particip cel puțin eu personal. Acum găzduind această dezbatere la Galați, data trecută am fost la București în calitate de reprezentant al asociațiilor municipiilor din Asociații Municipiilor din România. Acolo nu știu cât de pertinente au fost părerile mele, dar sunt ale mele și rămân în continuare agățat de ele. Într-adevăr, România n-a mai avut de mult un plan de țară. Și cred că educația poate și trebuie să devină un plan de țară. De ce? Pentru că tot ce ține de viitorul acestei țări vine din școală, vine din modul în care dumneavoastră, în calitate de profesor, indiferent de nivelul pe care îl reprezentați, preșcolar, școlar sau universitar, liceal și universitar, deci, indiferent de nivelul la care vă situați dumneavoastră, șlefuiți caractere și oamenii de mâine. Și de ce nu? Cel mai probabil oamenii politici de mâine, oamenii de stat de mâine. Și dacă nu vom avea oameni educați, cel mai probabil nu vom avea nicio țară prosperă așa cum ne dorim.
Eu am ferma convingere că în urma acestor dezbateri vom putea merge în Parlament sau vor putea merge în Parlament cei care reprezintă astăzi Parlamentul României cu niște păreri mult mai pertinente decât le-au avut până în momentul de față și care să poată fi trecute în niște amendamente de care să se țină cont. E poate pentru prima oară când se face o astfel de dezbatere publică atât de largă la nivel național, pentru că eu unul personal, din punctul omului de administrație de data aceasta, eu unul m-am săturat să mi se facă legi de către niște oameni care nu au ieșit în viața lor din birou. Mă refer la cei din prin minister. Oameni care nu au predat în viața lor, oameni care au senzația că le știu pe toate și vin de... Am să fac așa o paranteză mai largă. Cel mai probabil și dumneavoastră ca simpli cetățeni i-ați înjurat pe cei din Parlament. Bă, ce lege a făcut ăla? Fie așa. E din păcate, dar nu știu dacă îl va explica cineva, să știți că marea majoritate a legilor pleacă de la o idee și o direcție corectă. Din păcate ajung aceste legi prin ministere. Acolo unde, dacă sunt ministere de resort, este absolut imposibil să nu-și pună amprenta oamenii aceștia de care vă spun. Nu au avut niciodată în viața lor contact cu realitatea. Și astfel ajung în fața oamenilor care au inițiat totuși o lege, niște legi total schimbate. Niște legi care nu mai corespund câtuși de puțin cu ideea celui care a venit în fața poporului cu acel proiect de lege. Prin urmare, eu cred că dacă ar fi să dau un sfat astăzi celor ce menegeriază sau pe umerii cărora a căzut această sarcină de a dezbate peste tot în țară aceste legi ale educației, e să fie extrem de încăpățânați cu ideile dumnealor și să nu renunțe în fața nimănui din minister. Indiferent ce statut poartă oamenii acestea din minister. Pentru că dacă vom lăsa în continuare lucrurile să fie făcute de niște oameni care nu au fost în viața lor la catedră, cel mai probabil lucrurile nu vor ieși cum trebuie. Și doi, n-am nimic, știu că aici este domnul prorector, nu știu câți oameni și domnul profesor, dacă greșesc sau am omis pe cineva din spectrul acesta academic, mea culpa. Ca om care vine dintr-o familie, atât mama cât și soția, cadre didactice, la grădinițe educatoare, recunosc și una și cealaltă, cred că România are nevoie de un ministru al educației sau de o viziune asupra educației care să nu mai fie făcută de către academicieni, așa, de către zona aceasta, doar de către rectori, prorectori. De ce? Pentru că dacă vă veți uita cu tot respectul, o spun, îmi o asum, universitățile nu mai au nicio problemă, sunt independente și au rezolvat toate problemele. Problemele au rămas tot în zona preuniversitară. Haideți să facem o lege educației pentru zona preuniversitară. Asta este opțiunea și viziunea mea asupra lucrurilor. Oricum la universitate ajungi, indiferent, no matter what, dacă vrei ceva în viață, ajungi acolo. V-ați făcut treaba, e destul. Haideți să ne uităm și la ăștia pe care vreți să-i aduceți la universități. Am mai aveam de spus câteva, dar s-ar putea să ieșim de aici cu o revoluție, mă urmați în spate și cred că ieșim și cu niște pancarde. Mulțumesc frumos!